Străvechi pământ românesc, Vrancea a fost dintotdeauna o punte de legătură între cele trei provincii istorice, Moldova, Țara Românească și Transilvania. În epoca internetului, a tehnologiei de vârf, vrâncenii încă păstrează tradiții de un pitoresc aparte, vechi de sute de ani. O astfel de tradiție, specifică pentru meleagurile pe care s-a născut balada Miorița, este și boteitul oilor, care în fiecare an îmbracă în haine de sărbătoare comuna vrânceană Negrilești. De pe dealurile din jur se aude sunetul buciumului care sparge liniștea satului și dă semnul păstorilor că este vremea să se adune. Șoarei oi mai multi, mândri și cornuti, și cai învățați și câini mai bărbați, și câini mai bărbați. Da, și-a mioriță. De 500 de ani încoace, în ziua Sfinților Constantin și Elena, ciobanii din Negrilești pornesc din casă în casă și se tocmesc cu proprietarii de oi să le dea lor în grijă animalele pe perioada verii. De la bătrânii satului, la tinerii care vor duce obiceiul mai departe, toți pleacă la drum. Frumusețea portului vrâncean îi însoțește pretutindeni. Atașamentul vrâncenilor față de obiceiurile populare nu a fost diluat, se pare, de niciun factor din exterior. Boteitul oilor reprezintă un întreg ritual păstrat cu grijă și pus în aplicare cu drag, cu bucurie și nu în ultimul rând cu devotament. Așezați în linie de la mic la mare sau organizați în grupuri, vrâncenii s-au strâns în mijlocul satului, unde mai dau odată semnul că e timpul să plece pe la casele oamenilor. Ajunși în ograda unui gospodar din Negrilești, păstorii încep a se tocmi cu el pentru a le da lor oile în grijă. Dacă ți-au plăcut oile când le-ai luat astă toamnă la Sfântul Dunitru? Mi-au plăcut, sigur că noi zicem că ne-am descurcat cu întrebii de-am îndrăinit să mai vinim iar la tine, măi Lucic, băi. Ieșit în prispa casei, omul nostru gospodar îi întâmpină pe ciobani cu vin și cu inima caldă. Dacă-i dau, am oi bune, am mai luat 200, nu s-a spus? Bă, mai dăm o jumătate de urde, mai mult nu putem să-ți mai dăm. În dreapta sa, în port popular, cu chipul înfrumusețat de maramă, stă întotdeauna soția acestuia, care ia parte la negocierile dintre ei. Ciobanii promit omului că vor avea grijă de animale cât vor sta la munte și că în ziua de Sfântul Dumitru vor aduce înapoi mioarele mult mai frumoase decât le-au luat. Tocmeala între proprietarii animalelor și păstorii noștri vrânceni are loc ca pe timpuri, în funcție de cât lapte dă fiecare oaie. Odată ce pactul a fost pecetluit, alaiul se îndreaptă din nou spre centrul comunei pe muzică de sărbătoare. Măi, să-i spui curat că m-am însurat cu o fată de crai pe o gură de rai, pe un chișor de această zi, oile satului pleacă în călătoria transumanței, nu înainte de a fi sfințite de preotul comunității din Negrilești.
Oamenii locului formează un cerc, ca un țarc viu ce înconjoară mioarele, iar preotul le dă binecuvântarea și le stropește cu apă sfințită să le apere de boli, de lotri sau de jivinele pădurii și a se întoarce cu bine acasă în toamnă. În zilele noastre, localnicii din Negrilești au schimbat puțin tradiția, care era ca după adunatul și însemnatul oilor să meargă toată suflarea satului la stână, la măsuratul laptelui, să știe fiecare cât lapte dau oile lui și deci câtă brânză va avea de luat peste vară. Astăzi negrileștenii, după slujba de sfințire a turmei, merg la biserică pentru a se ruga și pentru a marca spiritual această sărbătoare pastorală. Nu peste mult timp, din căminul cultural al comunei, se aud voci de veselie și melodii care mai de care încărcate cu semnificație emoțională marcantă pentru vânceni. După discursul oamenilor din sat și al invitaților de seamă, petrecerea prinde viață cu adevărat. Cântece, dansul populare, e o voie bună care plutește în aer și se transmite fiecărui om. În sală se zăresc tot mai multe chipuri luminate de bucuria sărbătorii, iar bătrânii satului sunt cei mai fericiți că și în zilele noastre tinerii duc mai departe oieritul, mândria strămoșilor lor. Teitul oilor, spectacolul de început al transumanței, momentul urcatului oilor la munte, momentul de început al unui nou ciclu ce se repetă poate de 1000 de ani, este zestrea cea mai de preț a Negrileștiului.